Ei, salutare jupânilor, bine ați venit la un nou episod de FIFA 18 seria pe Copenhag. Avem 10 pachete astăzi, unele mai bune, altele mai slăbuțe, dar sunt, frate, sunt ceva pachete și merită deschise. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal. Nu uitați de asemenea de clopoțel și dacă doriți să distribuiți acest episod pe orice rețea de socializare, m-aș bucura și ar ajuta. Haideți să mergem să vă arăt pachetele. Avem 10. Jumbo Gold Pack, Premium Gold Pack, Jumbo Premium Gold Pack, 2 bucăți, Mega Pack de 35.000, Premium Gold Players Pack, Prime Gold Players Pack, pachet de 45.000, Electrum Players Pack și avem 2 Players Pack, 2 bucăți. Hai să mergem să vedem Team of the Week cu pa. Ce avem noi pe aici? Son, din nou. Cred că e al doilea, cel puțin al doilea e. Destul de tare arată Son. Dacă îi dădeau peste 90 pace era bine, dar oricum are 90 acceleration și sprint speed 89. Nu e rău, frate, nu e rău. Chiar foarte tare cartonașul ăsta. Saul, Raid, Otamendi, ăsta e Nacho, Handanovic, Marez, Aubakar, Wilson, Defoe, pardon. Și mai avem și pe aici jucători decenți. Bun, să sperăm că o să ne pice și nouă ceva astăzi. Orice, nu? Nu știu, acolo. Începem cu astea două de la final. Fiindcă, na, sunt pachete slăbuțe. Hai să vedem. Ok, gold rar și atât. Și ăla e left back. Ok, am înțeles. Dalbert, de la Inter Milan, 77, left back brazilian. Nu știu dacă sunt tradabile, fiindcă sunt toate de la quest-uri. Ba, uite că sunt. Și stalker, ok. Hai să mai dăm într-unul, poc. E greu să prinzi borduri la așa ceva, deci nici n-am pretenții. Nici măcar gold rar de data asta. Ok, Gomez de la Watford, goalkeeper 80. Și avem și aici unul, da, astea nu sunt tradabile, unul era tradabil, unul nu. Premium Gold Pack, dăm în el, n-am dat în primul fiindcă e mai bun pachetul ăla. Ok, nici aici n-avem jucător rar. Peșcinovici, din Rusia, acest jucător. Albrechton, Baal, de la Reims. A, nici astea nu sunt tradabile. Ok, băgăm tot în club și ia să vedem. Nu vreau sentul club. Ok, hai că e bine. Și lua asta, îi dăm discard. Hai să vedem. Pa. Jumbo Gold Pack, 3 rare, puțin rău la 24 de item, 3 rare. Bine că e gold rar jucătorul. Center midfielder, ok. Bine, dar cred că îl mai am pe ăsta. Ia să vedem. Eu știu că e duplicat, nu. Nu e duplicat. Ok, am primit și aici artist guardian backbone. Așa, trimitem. Ce jucători mai sunt? Slăbuți. Ok, tot la club și quick sell. Boom, haha. Hai să mergem mai departe. Jumbo, Premium, Electrum. Dăm un Electrum. Ia să vedem, Electrum doar un rar și aici. Oh, ok. Inform, Silver Inform, super tare. Prima dată când îmi dă Silver Inform, bă, e bine, frate, e bine. De ce să nu fie bine? Fiindcă e peste 5.000 și ăsta. Super tare, nu? Merge și ăsta la țară. Adică elvețian de la FC Thun, 72, center back, chiar bestia, aș putea zice, center back, 85 pace, frate. Pentru un fundaș central e ceva, vă zic eu că e ceva. Altceva, bă, pentru pachetul ăsta nu e rău. Hai să vedem cât că e untradeable, what the fuck. Asta e că și ăsta e de la quest-uri.
Ok, bă, e bine și așa. O să-l folosesc sub, dar n-am super sub, n-ai cum să-l folosești. Hai să vedem. Bun. Sentul Club, ok, nu sunt, nu prea am eu mulți jucători untradeable. Uite că mai fac cross pentru SBC-uri, sunt foarte buni. Bun, deci am luat Inform Prime, ăla e pachet bun. Pachetele de 15.000 coins. Ia să vedem cu borduri. Ok, avem borduri. Și să vedem gold rar Bosnia. Ok, Dzeko. Am înțeles, frate, de la Roma, 84 rating. Gicu. Nu puteai, mă, să-mi dai și mie ceva mai mare. Mane, what the fuck? Dzeko și Mane, dar nu știu dacă mai e ce a fost Mane. Bă, 20.000 tot luăm pe el, deci e bine, e foarte bine. Dzeko și Dzeko e sub 2.000, cred să fie și el, nu? E și el 5.000? Bă, e bine, 30.000 luăm. Am scos din pachetul ăsta, mai avem ceva surprize. Nu putea să ne dea Hunter. Gomez din nou. Ok, super tare, fraților. Mane și Dzeko. Super, super, 30.000. Mergem spre 2 milioane coins. Încă un pachet de 15.000 coins. Ia să vedem ce avem. Probabil nu mai avem borduri, nu? Coltrar CDM, elvețian, Hertha Berlin, Lustenberger 76. Bun, altceva? Altceva? Ta, jucători slăbuți. Engine, Shadow, Welton. Ok. Next. Cred că ăsta. Da, dăm un ăsta. După aia mega pack și după aia premium. Ok, borduri avem și aici. Haide, se poate ceva bun. Gold rar, brazilian, goalkeeper. Ah, Ederson. Când vezi brazilian goalkeeper, na. N-ai la ce să te aștepți, fiindcă nu sunt portari buni brazilieni. Henderson, Bartra. Ok, Ederson, cât e? Face și asta 5.000. Ederson, asta e Henderson. Asta e, da, acum așteptam sub 2.000. Bartra, nu e cine știe ce. 1.000 coin să zicem. Sub site-a și ăștia merg pe lista de transferuri. Bun. Hai că ne-au rămas cele mai bune pachete. Pa, 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 dăm un mega pack. Sau un prime gold player spec. Dăm un mega pack. Sper să ne dea cu bordură. Totuși sunt 18 rare. Da, avem bordură din nou și gold rar, nu se poate altceva. Francez, center pack. Au, la port, frate. La port, frate, pe bune. Îți bai joc de mine. Ok, Kiko Casilla, care s-ar putea să facă ceva. 2.000. Bun, vreau să mă uit pe jur la ăștia. Silver 1.000. Și ăsta. Ce față are. Nu că aș avea eu o altă față, dar nu. Știți cum e. Te iei mereu de altul. Didai, bă, cream că e Hunter. Plea. Corona și cam atât. Huddersfield kit-ul. Destul de drăguț. Bun. Hai să vedem ultimul pachet. Sper să fie cu borduri, fiindcă sunt 12 jucători, 10 gol și 6 rar. Deci cel puțin 4 jucători gol drag. Hai, dăm. Bun, avem borduri și aici. Și inform. Hai să vedem ce ne dai. Argentinian, e Messi, de unde? Oh, da, Mendy, 86, l-am prins, ei, dar păcat că are 66 pace. Ei, oh, da, Mendy, oh, da, Mendy, bă, s-ar putea să facă ceva, eu încă nu realizez, dar nu cred că face pe pace-ul ăla. Bă, nu știu ce să zic, 66 pace. În schimbare, defending bun, physical. Da. Hai să vedem cât costă. Bum, artificiile, îmi plac artificiile. S-au terminat, ia să vedem. Bun, gata, nu putem sta la nesfârșit. Altceva, 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 altceva. Ah, Klassen. Wanyama.
Elia. Ok. Hai să vedem. Otamendi, 230.000 și el este. Mi-a dat rect. Știam că e direct, fraților. 40.000. Ha, ce păcat. Dar e bun și ăsta, nu? 40.000. 35, să zicem, pe acolo. Bă, să mulțumim. Măcar mi-a dat inform. E chiar bine ca să nu fie rău Promopex. Niciodată eu nu iau din shop panchete, adică nu, niciodată, rare ori. Să nu mint și eu. Cam ăsta a fost episodul, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă mai vreți astfel de jumbuș lucruri, rupeți butonașul de like, de ce nu, să trecem de 50. Eu am fost Urdaciu, acesta a fost Pack Opening-ul de astăzi, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupând și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire și respect pe viață.